Da, îmi pare rău, dar nu mai suntem bărbați, mă. Știți că e problema asta cu globalizarea, și anume că noi oamenii producem mult mai mult decât consumăm. Și a intervenit problema asta morală, că dacă mănânci carne, ești suficient de bărbat să și omori animalul la cărui carne o mănânci? Eu mi-am dat seama, n-aș putea niciodată. Deci mă gândesc așa la tataie meu, Dumnezeu să-l ierte, care avea skill-uri, bă, la așa ceva. Bă, era atât de priceput la asta. Știți cum mi-am dat seama că era priceput la asta? Bă, când intra în cotez la găini, alea se bucurau, mă. Ăla e criminalul șmecher, când coboară în beci și-s victimele agățate așa și-s toate, ei, a venit să ne omoare! Să mă iei cu cuțitul ăla tocit, că vreau să simt tot! Avea bunicul meu un skill, deci lua găina, făcea un vals ciudat cu ea, deci nu știa aia ce îi se întâmplă, așa era purtată de tataie meu. Pac, o lua, o punea jos, punea piciorul, jap, îi tăia gâtul, era aia prin curte. Bă, unde-mi capul? Bă, serios, unde-mi capul? Hai că am glumit, dar chiar îmi curge sânge cu aia, te rog eu, unde-mi... Asta am imaginat eu, vă dați seama, fiind copil, nu puteam să realizez că moare găina aia în fața mea, trebuia să... Alea erau desenele mele animate, știi? Era Cartoon Network-ul săracilor, când vedeai o găină așa. Că ți imaginai după aia că își dă cu scuipat și pune cap și după aia... De asta erau fericite, că se întorceau să povestească cum a fost. N-aș putea, bă, n-aș putea. Nu că n-aș putea să tai o găină, eu n-aș putea să iau ouă din coteț. Bă, nu știu dacă ați făcut vreodată asta, râdeți, dar e traumatizant să-mi bag pula, deci. Când intri în coteț acolo și ai pus mâna pe un ou și toate găinile așa. Ce pula mea faci? Omletă, mă gândeam să fac. Cu ce faci tu, omletă, fată, tu-l vezi pe ăsta? Mă, ce pula mea faci, mă? Ia mâna de pe copiii mei, ești nebun! Cocoș! N-aș putea... Eu cred că dacă ar fi să mă gândesc vreodată să omor o găină, cred că i-aș da vești proaste în fiecare zi, știi să... Dacă o găsesc spânzurată, aia e, na, o fierb. Asta e Wizero de 10 jumate. Dacă dau drumul la căcat acum așa. Fix deasupra mea era, adică... După ce am vorbit de păsări atâta... Eu la un moment dat chiar am avut senzația... Hai mă, treci! La un moment dat chiar am avut senzația că eu chiar sunt bărbat și... Eram în anul întâi de facultate și am zis să fac un pește la tigai. Și m-am dus la piață, am luat pește, după aia m-am întors cu el la cămin acolo la un ATC și în chiuvetă am început să-i curăț solzic, asta știam să fac. Și după aia am vrut să-l pun în tigaie și a trecut gagicul meu de atunci, că atunci aveam altă gagică. Două, îți dai seama, pleia în 15 ani și m-a văzut și a zis, bă, nu stai mă că trebuie să-l curești și în interior. Și a zis, da, normal, dă-i drumul, ia uite ce-ai. Și l-am luat din tigaie, l-am pus înapoi în chiuvetă și am luat cuțitul, bă, nu exagerez cu nimic, și l-am înțepat în burtică acolo. Mamă, când au început să curgă mații și toate alea, am venit să borăz, nu, n-am mai putut, am chemat-o pe ea. Eram, bă, ce-a propovăduit, bă, Iisus, serios acum? Că dădea pește la ăia, zici că era popcorn, să-mi bat pula, deci... Asta iese din pește, eu credeam că maxim alge și niște apă, altceva. Atât de naiv și prost eram. Și am un prieten care seamănă destul de mult cu mine, doar că e și mai grav. El e genul de om care n-ar omorâ o muscă. Și când vă spun asta, de obicei e o expresie. La el nu e o expresie,
E genul de om care dacă a intrat o muscă la el în casă, el deschide geamurile larg și începe un balet așa cu musca prin casă de haide mă besmetico, hai. Ia uite, s-a blocat aici. Așa e el. Și la un moment dat a venit acasă, a zis că a mers la pescuit. Și a adus un crap mare. Eu nu cred că a pescuit el, în fine. Cred că l-a dat cineva pe stradă și a făcut o pomană. Și a adus el acasă, așa, a pus crapul în bucătărie la nevastă, așa, foarte șmecher, așa, bărbătește, a zis, ia mă, fă, știu, un pic de... usturoi, așa, la mâie, ai băgat, mergi, pui pătaf, du-te... Nevasta s-a uitat la el, l-a lăsat. A zis, bă, hai că-l bat mâine, lasă să... A băut și el o bere, lasă să se simtă bine. Și a început să curețe peștele la în chiuvetă așa de sus și ăla încă treia, bă, băiatule, și a început crapul ăla să se zbată acolo în chiuvetă. Asta panicată a început să țipe, Toni, vino că trăiește! A venit fiul-sul în bucătărie, a luat-o pe maică-sa în brațe, era tati, vino că ne omoară peștele! Ăsta panicat, vine în bucătărie, ce pește omoară familia, coaie, se uită, îl vede pe ăla în chiuvetă cum se zbătea așa, super panicat, ia o pungă, i-o pune pe cap. Eu după aia am înțeles că într-adevăr are peștele ochiul ăla, bă, băiatule, când se uită la tine... Și se și zbate, te cași pe tine de frică, că nu știi ce pula mea vrea, că nu clipește. De ce nu clipești? De ce n-ai sprâncene să înțeleg ce simți? Și a pus punga pe cap, a deschis sertarul, a luat ce i-a căzut în mână, adică un ciocan de șnițele. Bă, și vă jur, faza adevărată, a început să-i dea peste tot, în cap, să-și nea sânge pe el, nevastă era, termină că-l omori! Cine să vă mai înțeleagă? Bine, și eu sunt ipocrit. Eu încă mănânc carne, dar... Na, am zis să mănânc doar carne de pasăre. Asta fac, mănânc carne de pasăre. Da. Și chiar acum, în pandemie, când stăteam acasă, primisem o pasăre de țară. Bă, și mi-a venit o poftă așa dintr-o dată să fac... pasăre la cuptor și cu o tavă din aia de cartofi noi, copți, cu parmezan, usturoi, așa mărar pe deasupra. Și să mai torne așa, știi? Sucul ăla să mai torne peste pasăre. Băgați ai cu... Și îmi plouă în gură acum așa. Am dezghețat pasărea, am pus-o în baiț și după aia am lăsat-o peste noapte la frigider și... Bă, ca să vă dați seama ce mâncău sunt, eu n-am dormit în noaptea aia. Bă, eram copilul ăla de la așteaptă pe Moș Crăciun, așa era. Să nu ratez pe moșul, dacă ratez. M-am trezit la 6:30, eram în picioare. Am scos pasărea, trebuie să o lași așa câteva ore la temperatura camerei, să intre sucurile alea în ea, așa, știi? Condimentele și... am curățat niște cartofi. Și după aia am zis să scoacă ție în curte, că noi am avut foarte mare noroc, exact când ne-au băgat ăștia în casă, cu o zi înainte, noi ne-am mutat tot în chirie, dar acum avem niște curte. Și m-am bucurat că, na, să zbur de căței, doar că ăștia sunt căței de apartament. Adică am un bulldog englez și un maidaniș negru, da, care, na, o zi, e țigan, chiar e țigan, sunt la fel. Bă, da, îi fură mâncarea lui ăsta. Când îi dau să mănânce, are față, mai dă șefului să mă mai... Mai pun un pic. Dacă se întâmplă ceva cu matale și nu mai... Mi-a dispărut un televizor, mă, mă. Și... Eu sunt convins că acum eu sunt plecat de acasă, e petrecere cu manele la mine, să-mi bată. Cred că e bulldogul panicat acolo. Why, master, have you left me alone? No! It's too much salami. I'd rather be in England right now.
Asta la ta și să moară familia, mă, vrei să tu... Și de fiecare dată când îi scot în curte, e un drum acolo. Nu e așa lejer să ieși în curte, pentru că e living de acolo de unde dormi ei, trebuie să deschid ușa de la dormitorul 2, după aia trebuie să mergi prin ăla, trebuie să deschid ușa spre terasă care e închisă și după aia iar să deschid ușa spre curte. Bogăție. Bun. E lung traseu. Și ăștia de fiecare dată când mă văd că m-am dus la ușa aia de la dormitorul 2, bă, intră într-o vie din aia. Nu știu dacă jucați Counter-Strike, dar zici că dăm rush în B, să-mi bat pula. Deci au din aia așa de tăcădăm, tăcădăm, tăcădăm. Au ajuns la ușă, le zic, băi, calm, ușor, că buldogul nici nu mai vede săracul, că are 9 ani și jumătate. La 9 ani și jumătate el se ciocnește în toate ușile, că o ia după ăsta la altă, că ăsta fuge ca nebunul. Și o ia după ăla și se aude numai pâng, pâng. Dar e și buldog, asta îmi place la el, că e tank să-mi bat pula. Deci la un dat a intrat într-o masă și a avut o din aia așa de a dat peste masă și a stat un pic, a căzut în cur și s-a ridicat iar așa și iar a intrat într-o ușă, l-a durut în pulă efectiv, deci nu mai... Și de fiecare dată încerc să-i calmez. Bun, și deschid ușa la dormitorul 2, ei tăgădâm, tăgădâm, ajung la cealaltă ușă care dă spre terasă, își pleacă exact cum pleacă aia la semafor în București, știi? Când se face verde, îi dau blană și ajung tot la roșu. Adică doar că au fața aia de, bă, eu sunt aici de la galben, bă. După aia deschid cealaltă ușă spre terasă, iar tăgădâm, tăgădâm, deschid ușa în curte, tăgădâm și ajung în curte că ții de apartament, îți dai seama. Să uită ca proști așa. Au fețe aia, ce pula mea trebuia să fac aici? Nu știu cum, aș vrea să le pun buzunare la un moment dat, să aibă gestul ăla așa de, bă... Morsi, măsi, mi-am uitat buletinul, cred că am... Și stau ca proști și se uită, în schimb Maidanișu și a găsit un scop la un moment dat, că s-a prins că se tot strâng păsări acolo în grădină și a început să le sperie, știi? Și în dimineața aia, tăgădăm, 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 ajung în curte, buldogul rămâne așa și ăsta jeab la păsări, se sperie păsările. Zboară în față și una, nu știu ce dracu avea la GPS, dar a făcut stânga, brusc, și direct în geamul de la terasă. S-a auzit pâng, am zis iar, ce dracu face buldogul? Bă, și a căzut aia lat așa, a început să tremure, zici că avea o criză de epilepsie, să mă... Îi curgea ceva alb din cioc, m-am dus la ea, a venit și Of, ăsta Maidanișu, că așa-l cheamă, Of. Da. Numele de familie e viața mea. Glumesc, mă. Și s-a uitat la ea și eram cu aia, nu știu, fă ceva, că ești câine acum, nu? Mănânc o să. El era, nu pot. Conservă dacă ai, dar nu. Și a plecat, eu am rămas singur în pula mea cu pasărea. Am luat-o de pe jos, cum tremura așa, am pus-o pe pervaz și m-am gândit, oare ăsta e momentul în care o să fiu în sfârșit bărbat? Și am luat pasărea, am pus-o mâna dreaptă și cu stânga am încercat să-i frâng gâtul. N-am putut, am lăsat-o acolo. M-am adus aminte că am un prieten bun veterinar, l-am sunat pe ăsta, i-am zis pe scurt ce s-a întâmplat, alea, GPS-ul stricat. Ăsta e muist. Și zice, bă, să nu omor pasărea. Am fost, pa, perfect. Un pic mai aveam. Un pic mai aveam. Și mi-a zis, nu e mă, că așa fac păsările, că intră într-o stare de șoc după ce se izbesc de ceva. Durează vreo câteva ore, dar trebuie să le lași într-un loc întunecat, într-o cutie sau ceva. Îi pui niște apă, îți zic mai încolo ce să-i dai să mănânce și zboară ea. Am vreo două zile zboară ea. Am fost, bă, ce bine, iau te mă, în sfârșit. O chestie pozitivă în pizda măsii în toată pandemia asta, știi? Și aduc păsării, îi aduc păsării din casă, îi aduc o cutie de Jordan. Ai zis, na, ai venit la noi să stai confortabil în spațme acolo. I-am dat găuri acolo să aibă aer, i-am pus-o din aia de apă. Am închis cutia, i-am târșit pe ăștia în casă,
l-am făcut bulangiu pe ăla și m-am dus, mai aveam niște cumpărături de făcut, m-am dus la magazin, am întors după vreo 3 ore și m-am dus să verific bucuros ce s-a întâmplat. Știi? Și când deschid cutia, au zburat așa vreo 4-5 muște. Îi băuseră și apa. Aia zăcea moartă acolo în propria vomă ca Jim Morrison, așa. Și iar m-a lovit depresia. Eram băgamea și pula să-mi bagă în virusul pis din mătii. Cum a venit ăsta exact când mergea bine, bă, exact când erau lucrurile bune în pizda măsii, am închis și clubul, am închis și barbarul, nici bani, nici băgamea și pula, a murit și asta. M-am dus, mi-am luat un vin din frigider, am turnat în pahar și înainte să beau am vărsat un pic pentru pasărea asta. Peste pasărea pe care am băgat-o la cuptor, care a ieșit minunat, minunat. Și cu cartofii aia.